bine v-am regăsit la GoTech. Samsung a lansat două telefoane Galaxy Mega 6,3 și 5,8 cu un ecran gigant. Aceste două telefoane nu intră însă pe teritoriul familiei Galaxy Note din cauza specificațiilor mai slabe. Galaxy Mega 6,3 oferă un ecran cu o diagonală de 6,3, un procesor dual core de 1,7 GHz, RAM de 1,5 GB și o cameră foto de 2 megapixeli. Celălalt model oferă un ecran cu o diagonală de 5,8 inch, rezoluția este mai mică decât la celălalt model, iar restul specificațiilor sunt și ele mai modeste. Procesorul este dual core de 1,4 GHz, memoria RAM de 1,5, iar memoria internă de 8 GB. Și doi membri ai familiei Mega vor fi disponibili începând cu luna mai în Rusia și în Europa, iar prețul acestor terminale este încă necunoscut. Sistemul de operare Android, folosit de aproape 1 miliard de tablete și telefoane, trece printr-o perioadă de creștere explozivă în care numărul acestora activate zilnic este de 1,5 milioane. Potrivit companiei, un dispozitiv Android este activat în momentul primei autentificări cu contul Google. Există astfel posibilitatea ca numărul real să fie mult mai mare, deoarece tabletele Android ieftine livrate fără Google Play nu sunt activate niciodată.